Salutare, prieteni, bine v-am găsit la a doua ediție de Betfair Exchange, pe înțelesul tuturor. Sunt alături de Sebastian Culea, colegul meu de la Gazeta Sportului. Salutare, Sebastian. Salut, Albert. Ce mai faci? Uite, bine, mă uitam peste meciurile din weekend. Bun, înainte să începem propriu-zis, să mai spunem o dată oamenilor despre ce e vorba aici, încercăm noi să facem la Betfair Exchange. În primul rând, Betfair Exchange, trebuie să înțeleagă oamenii că vorbim despre cea mai mare bursă de pariuri sportive din lume. Funcționează la fel ca o bursă normală de valori, numai că în locul banilor avem cotele la pariuri. Avem, evident, două tipuri de pariuri, pariurile pro și pariurile contra. Pariurile pro, cele mai simplu de înțeles, pariez că un eveniment se poate întâmpla și că se va întâmpla. Pariurile contra, evident, pariezi împotriva evenimentului, pariezi să nu se întâmple acest lucru. Ediția trecută am pariat doar pro. Ediția trecută am pariat doar pro, o să începem să mai jucăm și contra, ca să ne obișnuim. Ok, la pariurile pro, de asta am și pariat, e mult mai simplu, pentru că sunt pariurile obișnuite, pariurile clasice cu care sunt obișnuite. Pariuri clasice, dar un beneficiu ar fi că nu regăsești aceleași cote ca la o casă convențională, să spunem. Da, asta e unul dintre beneficiile, marile avantaje. Exchange, da. Sunt cotele mai mari, exchange, în general, nu? Da, cotele mai mari, pentru că nu pariezi direct împotriva casei de pariuri, ci pariezi împotriva altor pariuri, ceea ce înseamnă că se exclude de aici acea marjă de eroare pe care și-o pun casele de pariuri și astfel beneficiez de cote mult mai mari. Asta e un avantaj important pentru noi pariori. Hai să ne uităm pe ce am făcut data trecută. Am avut 3 selecții, 2 meciuri, nu? Hai să ne uităm pe ce am făcut data trecută, dar am avut 3 selecții. Am început bine cu primul pont care ne-a scos la Liverpool. Aveam over, mi se pare. Da, la Liverpool aveam peste 2,5 goluri. Însă ne-am redresat la derbiul de Manchester, unde ambele au marcat. Ține aminte, era cota mai mare la ambele decât la over. A ieșit și over până la urmă, dar aveam o cotă aproape 2 la ambele. Așa că, în ceea ce privește balanța, suntem undeva pe 0, nu? Nu suntem chiar pe 0, ca să fim sinceri până la capăt. 995,94, avem un minus. Avem de vreo 4 lei. 406 este. Am înțeles. Am pierdut 4 lei, aia ne va ierta lumea. Încercăm să triplăm banii etapa asta și dăm și mai multe ponturi. Da, o să dăm și mai multe ponturi și o să încercăm să fim pe plus. Până la urmă, asta e ideea de aici. Pentru asta ne-am adunat, să încercăm să facem cât mai mult profit de la o bancă de 1000 de lei. Cu banca asta am început. Eventual, poate data viitoare, renunțăm la surprizele cu egal între City și... Acolo am pierdut 20 de lei până la urmă. Da, n-a fost o pierdere. A fost o încercare. Vrei să încep tu sau încep eu? Uite, am deschis aplicația de Betfair Exchange, aplicația celor de la Betfair, sunt în zona de Betfair Exchange. Mă uit pe meciuri din weekend. S-a deschis aici cu meciurile din Premier League. Tu ești expertul pe zona de Premier League. Ți-a făcut ceva cu ochiul pentru acest weekend? Da, dar mai degrabă de duminică. Deci dacă ai ceva de sâmbătă, hai să reglăm sâmbătă acum. Meciurile de duminică mi se par mai interesante. Sau poți să încep direct cu duminică și... Stai mai puțin. Eu stau? Nu, hai să începem cu West Ham Aston Villa, zic. Ok, West Ham Aston Villa, ia să vedem, l-am descoperit. Bun. West Ham vine după înfrângerea de la Liverpool, are șanse la un loc european, chiar de Champions League, se bate acolo cu United, cu Arsenal, cu Spurs, 45 de puncte, 48 are Arsenal în acest moment, în Premier League. Villa pare că, deși matematic nu s-a salvat, s-a cam salvat de la retrogradare odată cu venirea lui Gerrard, are și meciuri. Și a lui Coutinho, am văzut că e într-o formă bună. Da, mi se pare că participă la un gol la 45 de minute Coutinho. Ceea ce e foarte bine, mai ales că... Mai ales când ești Aston Villa și obiectivul e să rămâi în Premier League. Da, spuneam că Villa obișnuiește să facă meciuri bune sub comanda lui Gerrard. Chiar s-a apropiat de top 5 acolo. Bine, e o distanță considerabilă, nu se mai poate obține un loc european, însă se distanțează de zona fierbinte. Două victorii consecutive pentru Villa, 2-0 la Brighton și 4-0 acasă cu Southampton, aici o surpriză, adică lumea vedea cel puțin un GG, dacă nu chiar un X2. Ce spune la meciul ăsta este că Villa va merge cu tupeul la Londra. Da. Și aș merge până ambele marchează. Până ambele marchează, deci ambele înscriu un pariu pro, da? Uhum. Primim o cotă de 1,77. Apropo de cote, o cotă foarte mare. Vorbeam noi de avantajul cotelor 1,77 cu 100 de lei. Menținem cu 100 de lei.
vom face un profit de 77 de lei, vezi, am spus direct că vom face, pentru că nici nu concep să nu... Nu, etapa să asta, pariul asta ne dublăm cel puțin. Bun, hai să vedem, mergem mai departe. Bun, vrei să rămânem în Premier League? Pariul a fost pus, da, dacă mai e ceva de Premier League, să le luăm la rând, așa, în funcție de campionate. Cât ai spus, cât e balanța acum? Acum 895. Pentru 95 de lei vom pune pe următorul pariu. 95, vrei să rămânem... Să rămânem acolo fix. Bun, hai să vedem. La Leeds cu Norwich. Unde cu Norwich. Mă aștept la destrăbălare. Adică, deci e clar, pentru că oricine... peste 2,5 goluri, nu? Da, cam oricine poate câștiga. Norwich... se află pe finalul parcursului în primul eșalon, dacă nu carierei câștigă, din Premier League. Exact, dacă nu câștigă, greu de crezut că se mai pot salva cei de la Norwich, 17 puncte. Leeds și-a schimbat antrenorul, are șanse clare să rămână în primul eșalon, având în vedere și experiența lotului și faptul că au făcut-o și sezonul trecut, ba chiar au făcut mai multe surprize sezonul trecut. Anul ăsta n-au mers atât de bine. Norwich e o echipă de bătut pentru oricine, așa că Leeds va forța victoria. Probabil canarii vor lovi și ei pe contraatac. Poți să iei orice de la 3 în sus. Bun, avem zona de peste și sub 2,5 goluri. O să facem un pariu pro pentru peste 2,5 goluri. O cotă de 1,64. 95 de lei. 95 de lei. Hai să facem așa, să vedem dacă vrei tu fix. 95,94, ca să rămânem în... Bun. Să nu ne mai încurcăm cu virgulele astea. Imediat o să zic când am pus și pariu. Va fi un profit de 61,4 lei. Un alt profit bun. Suntem bine. Schimbă campionatul. Te anunț că s-a pus pariu deja, Sebastian. Avem două pariuri. Bun, hai să mai vedem ce se mai întâmplă prin oferta celor de la Betfair, în zona de Betfair Exchange. Și o să-ți propun să mergem în Italia. La meciul dintre Torino și Inter. Așa. Altă dată părea un meci destul de complicat. Nu spun că acum n-ar fi complicat, pentru că în Italia echipele de sus... E o luptă în 3 la titlu. E o luptă în 3, ar fi și o luptă în 4 dacă s-ar mai chinui puțin cele 3 de sus să piardă puncte. Mă refer aici la Inter, Milan și Napoli, pentru că Juventus stă cumva la pând acolo. E drept. Juventus e mai departe, ar avea nevoie de o minune ca să se bată Real la titlu, dar o să merg pe meciul ăsta Torino-Inter, pentru că mi se pare o cotă foarte bună pe care o primim pe victoria celor de la Inter. Torino nu mai e echipa aceea de altă dată, au mai îmbătrânit și starurile celor de la Torino. Nu s-a mai schimbat mare lucru, nu e mai aceeași atmosferă de zonă europeană cum era acum câteva sezoane. Și mă gândesc că Inter, e clar, nu-și permite să facă pași greșiți, mai ales că... știi cum e, se termină aventura din Champions League, e clar că se vor concentra 100% pe campionat. E o cotă de 1,76 pentru un pariu pe victoria celor de la Inter. Și o să pun... Bun, 1,76 de lei, da, un profit de 76 de lei. În momentul ăsta s-a confirmat și pariul. Nu este acordat onoarea de a pune primul pariu contra din istorie? Da, al doilea, nu? L-ai pus și ăla de 20 de lei, a fost contra sau a fost tot pro-egal? Nu, a fost pro-egal. Da, pro-egal, ok, bine, pro-egal. Bine, dacă vrei să pui și primul pariu contra, te aștept. Să forțez tot o surpriză sau să fiu pragmatic? Ce îmi propui? Eu aș zice să fii pragmatic. Bine, atunci... Știi, o ediție ești pe surpriză, o ediție ești pragmatic, apoi iarăși pe surpriză și mai departe. Brentford Burnley, rămânem în Premier League, meci de sâmbătă. Da. Sâmbătă la ora 17. Sean Dyche face ceva și cumva an de an reușește să salveze echipa asta care pare înmormântată mereu. Acum e fix la limite, la un punct de Everton. A reușit mai multe victorii în ultimele 6 etape și merge pe terenul unei echipe abia venite în Premier League, care ce-i drept a făcut câteva surprize, însă uite că n-a reușit să distanțeze atât de mult de zona fierbinte. Are doar 27 de puncte. Barley are șansa ei. S-a schimbat ceva în joc cu oaspeților de sâmbătă în ultima vreme și cred că Burnley nu pierde la Brentford. Deci un pariu contra ar fi că Brentford nu câștigă, da?
Da, contra Brentford, hai să vedem. E o cotă de 2.26, pariurile contra, așa cum le văd și oamenii pe ecran în aplicație, sunt pariurile de pe coloana roz, pariurile pro sunt cele de pe coloana albastră, deci contra Brentford, ai spus. Haide, da? Să punem doar 50 de lei, că m-a cam speriat cota. 50 de lei, e de fapt, am mai vorbit noi aici data trecută, dar o să reamintim, la pariurile contra e bine de știut că în momentul în care pui miza de fapt e profitul pe care vrei să profitul. Pentru hai că, să facem 50 de lei. Dacă vrei să facem 50 de lei, uite, să pariem mai punem mult. Aici 50 de lei, riscul va fi de 63 de lei. Aia e? Pierdem, da. 63 de lei. Ca să știi, ți-am zis înainte, să dar nu pierdem, discutii. Dar nu pierdem. Nu avem, pentru că da, mă bazez că ți-am zis, ești informat. Nu pierdem nici banii, nu pierdem nici noi, e perfect. E, fii atent că s-a scris istorie, ai făcut și primul pariu contra. Bine, mă rog, eu l-am făcut, că am apăsat aici cu... Dar lasă, că se pune la tine, știi cum e. Ai fost mijlocitor. Dacă va fi să fie câștigător, e pariul meu pentru că eu l-am pus. Dacă va fi să fie pierzător, tu ai venit cu ideea și n-avem ce să facem. Nu mi-am pot asuma, da. Ok, bun, hai să vedem, să mergem și în alte campionate. Am vorbit despre Premier League, am văzut un meci din Italia și vreau acum să-ți mai propun ceva. Spania, te simt. Vrei tu să mergem în Spania? Mă gândeam că n-ar fi rău să mergem și spre Germania, la partida dintre Hoffenheim și Bayern. Perfect, nu știu nimic despre Germania, ești în... E perfect că nu știu nimic despre Germania, pentru că o să ai încredere în ceea ce spun eu. De Bayern bănuiesc că ai auzit, cred că și Hoffenheim spune ceva. Mai e echipa aia de mai juca prin Champions League, da. Da, echipa aia cât de cât decentă care mai joacă, da, prin... Hoffenheim e echipa de la care a venit Bobby Firmino. Da, vezi? Exact. Știu cum faci legătura cu Bayern și cu Liverpool. E clar că Bayern pleacă în mod clar cu prima șansă în duelul de la Hoffenheim, dar e un meci în deplasare, așa că, nu știu, mie nu-mi place de obicei să riscăm atât de mult pe soliști. Am făcut-o la Inter, acum zic că e suficient pentru o ediție să mergem pe soliștii din deplasare. O să vreau să facem un pariu pe goluri. E clar, nu trebuie să o mai lăudăm pe Bayern, că e o echipă care... Că poate, că știe, că da, face. Că da, în Germania este o echipă care marchează mereu, care își domină adversarii. Surpriza e la Hoffenheim, pentru că și Hoffe e o echipă ofensivă, așa a fost mereu, cu mici excepții în cariera lor din Bundesliga. Bobby Firmino de la ei, da, au pierdut totuși niște oameni importanți. Spectacolul era la casă de atunci. Dar întotdeauna au găsit niște atacanți care au reușit să bifeze cifre bune, deși Hoffenheim nu mai e de mult. Bine, nu a fost niciodată, dar a avut și o perioadă mai europeană, așa. Firmino cred că juca mijloc, tot la Firmino. Da, tu ai rămas la Firmino. Dacă vrei să mă lași... Gol Firmino! Gol Firmino, da, poate că altă dată gol Firmino. Acum vreau să facem un pariu pro pe goluri. Evident, e o cotă mică pentru că, exact cum ți-am spus, joacă Bayern, joacă și Hoffenheim, echipe care se deschid. Va fi un meci cu siguranță spectaculos. O cotă de 1-3. Vom pune 100 de lei, dar gândește-te puțin. Bani pe jos. Mi se pare că e un profit excelent, 30 de lei, care ar putea să iasă chiar din prima repriză. Bun. Confirmă pariul. Avem 5 pariuri. Direct. Avem 5 pariuri, dar nu oprim. Aici vreau să facem 6 sau 7 și închidem. Hai să ne întoarcem în Anglia atunci. Mergem la Arsenal-Leicester, duminică. Arsenal-Leicester, dacă aici simți că avem ceva... Zim ceva dacă profit. Există pariul ăsta, sunt curios, că nu câștigă niciuna. Adică e tot un pariu contra, nu? Sau... E un pariu, cred că ar trebui aici să luăm contra unei echipe, nu știu, ne gândim că... Sau putem să luăm contra. X direct și să nu ne mai complicăm, nu? Sau să iei pro egalitate, da, dacă îți dorești. Dar dacă ai luat, să zicem, o contra Arsenal, te-ar avantaja mai multe lucruri, te-ar avantaja și victorie Leicester și egal. Leicester a trecut așa printr-o perioadă foarte slabă, în care lumea a crezut că Rodgers va fi săpat de proprii jucători, însă... Uite, în ultimele două partide a reușit să strângă 6 puncte cu Burnley și Leeds, ce-i drept. În timp ce Arsenal, deși nu o vede nimeni, e constantă. Tot sezonul a fost. Și a avut perioade foarte... Mai puțin la începutul sezonului, atunci da. n-a fost nu, dar a avut două, trei perioade foarte lungi în care n-a pierdut, în care n-a primit gol. Arsenal e o echipă serioasă. De-aia aș merge aici pe un egal, cel puțin. Adică îl văd 0-0 dacă e să fie egal. În ideea că Arsenal nu va primi gol de la Leicester, dar nici nu va marca. Bun, păi și atunci uite, încerc să te schimb așa. Păi și acum ce să facem, Alberto? Să punem scor corect cu 20 de lei? Nu, știi ce aș vrea să te... Aș vrea să mergem pe un pro la sub 2,5 goluri, dacă ai spus și de un egal cu 0-0. Și e și cotă mare, 2-3-8. Zic așa ca idee. Da, uite, ultimul duel direct, 2-0 pentru Arsenal. Fii atent. Nu, de fapt, în ultimele 4 dueluri directe, 3 s-au terminat under.
am deschis căsuța cu sub 2,5 goluri pe zona de pro. Bine. Îl facem? Bine. Bun. Tot cu 100? Sau vrei să, nu știu, că e cota 2,38, să mergem doar cu 50? Cu 47, dacă am riscat 63 la ăla. Cu 37. Cu 37. Cam așa are și. Vai de mine. Da. 37 pentru un profit de 51 de lei. E bun? Eu așa. Îl punem așa. Confirmă pariul. S-a confirmat și pariul acesta. Hai să vedem cum arată pariurile și ceea ce am jucat noi. Prima oară avem West Ham Villa 1.77, pariu pro, ambele marchează. Pariu pro, da, ambele marchează la West Ham cu Aston Villa. După avem un 3 plus. Nu, hai să le luăm așa, de jos în sus cum arată în aplicație acum, pentru că dacă ai început cu West Ham și Aston Villa. Okay. Mergem mai departe la Leeds cu Norwich, avem un pro de peste 2,5 goluri, deci așteptăm 3 goluri cel puțin la meciul dintre Leeds și Norwich. Apoi avem Torino cu Inter. Dacă victorie m-am postat pentru... bine și pe ecran. Avem, da, victorie pentru Inter, pariu pro-Inter așadar. Primul pariu contra din istorie, care o să vedem cui aparține, ți-am spus cum facem. Important este să fie câștigă. Un pariu de 50 de lei contra Brentford, astfel că Brentford nu trebuie să câștige ca să ne iasă pariul. Și mai avem și la imediat la Hoffenheim cu Bayern München, un pariu pro peste 2,5 goluri. Am închis evident cu ultimul meci, cel despre care abia am vorbit, Arsenal cu Leicester, un pariu pro sub 2,5 goluri. Crezi că ne ies toate sau câte ne ies? Câte sunt în total? 6 nu? Sunt. Măcar dacă ar ieși 4, eu, am avea un profit bunicel. Ne-am ridicat și noi balanța aia un pic. Eu zic că avem șanse bune pentru moral, cel puțin e important pentru moralul nostru și al oamenilor care, dacă, joacă cu noi. Bun, mulțumesc mult, Sebastian, pentru prezență. Cam atât, prieteni, aceasta a fost ediția a doua de Betfair Exchange, pe înțelesul tuturor. Nu uitați, vă așteptăm și în rubrica de comentarii cu sugestii legate de cea mai importantă bursă de pariuri sportive din lume. Ce pariați voi pro, poate ce pariați contra și, evident, dacă aveți și alte pariuri diferite față de ceea ce am dat noi aici în emisiune. Nu uitați, până data viitoare, pariați responsabili.